Băi, sunt român și dacă sunt român, așa rămân. Noi, ca români, suntem civilizați. Da, ca român există. Ce ne reprezintă pe noi? Am văzut și eu pula mea, concurentul meu. Concura. Cred că era pe cura. Ce cura? Nu știu, cred că cura ceva. Și cred că și fosta mea soție cura. Ăștia cura. Da, dacă cura, prea mult cura, știi? Cura. Cred că cura. Nu se spăla pe dinți. Păi ce pula mea? Dacă cura, dinții e prea sus. Și atunci mai bine te închin la Iisus. De ce? Să fii și mai sus de dinți. De ce? Ca să reprezinți ceva. Și atunci rămâi român în România. Ca să te speli pe dinți, durează. Parcă nu te interesează. Păi de ce? Păi vrei și tu să ai feromon? Păi de ce? Să ai calciu la dinți. Tartru. It's that true. Tartru. Ai tartru la dinți. Ești bengos. Parcă la dinți ești mai gros. Știi? Dacă ești ceva, parcă și dacă mai bagi o infecție, parcă e și spizdă. Îți dai seama, când o pupi bușon la bușon, parcă e de bon ton. Și e bine, păi cum, așa-ți vine, ce pula mea, să îi pupi deodată ce o, așa ai tu impresia că o furi. Nu o furi, ce o furi? O nevastă. Ea stă. Cum? Capră? Nu știu. E în pizdă plină de apă. Așa e tu impresie. De fapt e o secreție. Ceva din bază. Aolo. Și după aia vine o bază. Fâl. Și atunci îți jur. Îți zic ceva. Că ești plin de mâl. Și după aia se apropie de tine. Ei, ce dosar aveți aici? Bă, vrei să mă complici? Hai că nu zic nimic. Îți zic doar numărul la dosar. Era ăla. DHC, THC, LSD. De ce? Lasă-mă că e. De ce? Fosta mea soție a fost la mine. Băi, e complicat, e de căcat. Fii atent că eu am fost primul. Sunt adevărat. Ei, sunt gelos. Bine, te-ai gelificat. Ei, mă îmbolnăvesc la fică. Oh, e de căcat. E nasol să te îmbolnăvesc la fică. Bună, fată! Hai, mă, fată, păi tu când vii aici? Hai, mă, fată, nu e așa, pe bune! Păi de ce ai plecat la țară? Paolo! Păi n-am... Oh! Păi trebuia să-mi spui de atunci. Trebuia să-mi spui de atunci. Păi și veneai cu... Cu mine, eu ce chel i-am. Păi am eu părul des, dar e chelie. Băgăm ceva pe YouTube, un fel de poezie. La mișto.
atac pe Adriana, domnul pula mea. De fapt, în adevăr, eu recunosc, vreau să o distrug. Nu, chiar vreau să o distrug, două dracu, pula mea. Durează de 8 ani de zile de când mă atacă. Și asta nu e paranoia din capul meu, e de adevărat. Mi-a băgat pe cap mulți nebuni și atunci o atac, o fac de căcat. Păi nu, e nebună. E chiar nebună, fata. Păi da, nu, aia trebuia pula mea să zicem că m-a atacat, că m-a dat afară de la Elica, după aia putea să pula mea să abțină. Gata, lasă-l vreau cum facem pula mea. Nu, dar nebuna nu s-a abținut. A continuat. Și acum eu trebuie să... Iartă-mă, răzbunarea iar m-a prostruit, dar eu nu mă răzbun că eu ani de zile pula mea vreau pula mea, dar să nu fac atât. Doar să vă fac, i-am cerut și ore puține pula mea pe lună. Nu i-am cerut nici vacanțe pula mea, că știi că după lege poți să ai și vacanțe cu copilul. Să-l fi luat la țară, să-mi vadă părinții, una alta, nu. Nebuna e nebună. Pe ce dracu ajung eu, ultima vizită când mi-am văzut fata, am văzut-o 3 secunde în pula mea? Băi, păi da, da, și atunci, băi, și atunci n-am ce să fac decât să o distrug pe pizdă. Deci iartă-mă, n-am ce să fac, o distrug pe pizdă, că pizdă e nebună, e chiar nebună. Altceva nu explică, că eu tot încercam și când era gravidă ziceam, bă, e depresia postnatală, se schimbă hormoni. Nu. Se schimbă nebunia în altă nebunie. Și pizda, știi care e chestia? Pizda e pizdă. Pizda vrea multe. Vrea trențe, vrea bani. Vrea, nu știu ce pula n-a mai vrea. Cred că îmi vrea și pula acum. Păi n-am să-i mai dau pula, că eu m-am fript. O știu pula mea de la... Nu știu, păi am 19 ani am întâlnit-o, câțiva ani, și după aia ne-am întâlnit pe la vreo 30 și ceva. Vrea prea multe. Nu știu ce aș da, nu știu, acum nu știu ce vrea, cred că îmi vrea viața, că... I-am dat ce telefon ca prost. Da, da, știi care e chestia? Nebuna era atât de nebună și obsedată de mine că îmi știa numărul de telefon după mulți ani de zile. Chiar nu știa pe de rost. Acum nu mai știe. Nu mai știe când m-am născut. Nu, e nebună. Fata e chiar nebună. Altceva nu pot să zic. E nebună. Și mie îmi place în statul român. Nu, îmi place în statul român. Eu cred că ăștia se duce la spitalul nou și zice, bă, care e cei mai nebuni? Ăștia. Și îi face șefi. Deci îmi place. Nu, chiar suntem tari. Noi ne văităm ca proștii. Bă, de ce pula mea merge statul ăsta român ca lumea? Păi am băgat șefi niște nebuni care îți găsește niște soluții originale. Dar dacă intră la scărmâna pe nebun, nebunii nici măcar nu știe. Nu știe ce să găsească soluții, că e proști. Că nebunia aia, știi și tu ce înseamnă, IQ foarte mic și nici memorie n-au. Deci, dacă n-ai memorie, n-ai cum să ai referințe ca să poți să faci, să faci oarecum, să-ți faci, să-ți formezi o gândire ca să găsești soluții. La spitalul de nebun mai găsi și genii, dar ăștia sunt 1, 2, 3, cam atâta. Nu prea mai găsesc. Aia, nu știu cum au picat pe acolo, aș... Ciudat. Aolo, fata. Oh.
și el devin. Bine, fata, hai că vorbim mâine, că acum sunt obosit. Bine, ta. Noapte bună, te iubesc. Deci... Pizdilica ofilita. Da. Te iubiști! Mamă, când am auzit-o pe maică mea, era milă de asta că mă iubește. Am zis și eu, bă, mă iubește, să-mi bag pula. Și acum mă iubește atât de tare că am văzut-o pe șefa cu pungă de un leu. Băi, faceți facultăți, pe cuvântul meu, și să mergeți cu o pungă de un leu. Nu mai costă punga aia de un leu, dar fii atent, șefa, încă ești ilegală. Păi de ce? Bă, nu ești europeană, șefa, ești naționalistă româncă. Ești segregaționistă. Cred că urăști ungurii și țigani. De ce? Bă, trebuie să mergi cu biodegradabilă. Șefa ca, bă, cu pungă de hârtie. De-aia cu o țesătură de alte hârtii ca să fie rezistentă. Șefa, nu fi dementă. Merge cu pungă de hârtie, nu mai merge cu pungă de plastic, sau? Te-ai învățat cu cadrul de plastic? Ești fantastic! Ești artist plastic! Îți dai seama, șefa se apucă de pictură atunci când suge o pulă, între altă pulă și mai dă o tură. După aia face rocada mică sau mare. Sau dama pe roate. Șefa este cea mai bună dintre toate. Șefa, îmi bag pula. Îmi bag pula, ar fi vrut măta să-mi bag pula în ea, că nu mai aveam pulă. Șefa îmi plăcea că m-am dus cu Mihaela, că tactorile se frite când prins de... Deci tactul e obsedat. Da, e bărbat. Bă, și Cristi al tău, fratele tău, nu e lumea asta mare, ca și care, fratele meu, doar eu spun eu, fratele, te iubesc, până mă gândesc, uite că mă opintesc, uite că pun frână, la ta pulă, nu vreau să mă fut cu tine și îți spun ceva. Ești chiar din glad și menumărut. Ești podul de flori, mă trec fiori. Ești păprut, ești de la început. Ești Cristina cu pula de fier. Și îmi place bine cum zici tu printre dinți și cum pe toți îi ameninți. Fratele meu, ești cel mai bărbat adevărat.